când mama nu e acasă, e tata, adică eu. Emil, tatăl Mirunei, duce o viață de bancher, bine planificată. Știe exact când va merge în concediu, unde va merge, câți bani va cheltui ca să rămână bani pentru școlile copiilor. O dilemă însă are și Emil. De ce vrea Miruna să renunțe la facultatea de medicină în anul întâi, când el știe deja unde o să facă ea rezidențiat? Ai serialul Când mama nu e acasă. Marea premieră, luni 13 martie, de la ora 19:45, numai la Happy.